Turismul de croazieră se relansează în 2022. Până în acest moment, 39 de nave și-au anunțat sosirea în portul Constanța. Vor aduce la bord 15.000 de pasageri. O gură de oxigen pentru turismul estival greu încercat de pandemie. În vremurile bune, turiștii vaselor de croazieră care soseau în Constanța erau primiți cu fanfara. Apoi, turismul de croazieră la Marea Neagră a fost învins de pandemie, exact în anul revigorării sale după războiul din Crimea sau problemele de securitate din Ucraina. Acum se întrevede o rază de speranță. Anul acesta avem planificate 39 de nave, începând cu 24 aprilie, prima navă maritimă Serenissimo, și se termină undeva în octombrie. Anul acesta însă, specialiștii se așteaptă la un nou tip de turism de croazieră pe Marea Neagră, cel de testare în contextul pandemiei. Asta înseamnă că navele au o capacitate redusă până la jumătate. Check-in-ul se face distanțat, vor fi multe cabine goale, iar controlul medical al pasagerilor e amănunțit. Portul Constanța și-a sporit măsurile de siguranță atât la îmbarcare, cât și la debarcarea turiștilor. Sunt două fluxuri diferite de intrare și de ieșire. În plan îndepărtat vedeți intrarea, iar în plan apropiat ieșirea. Nu se întâlnesc unii cu alții, iar în interior, marea hală este despărțită în două părți distincte de un zid, astfel încât turiștii care intră și care ies nu se întâlnesc și nu iau contact unii cu alții. Până acum, în portul Constanța și-au anunțat sosirea nave de pasageri sub pavilion Malta, Bahamas sau Elveția. În total, 15.000 de pasageri cărora companiile de turism le-au pregătit deja traseele. În general, turiștii petrec una, două, trei ore prin orașul Constanța, alergând puțin pe străzi sau urcă în autocare și pleacă la București, unde vizitează Casa Poporului, ori poate în Delta Dunării. Entuziasmul este moderat însă. Conflictul Rusia-Ucraina ar putea da peste cap toate planurile și n-ar fi pentru prima dată. În 2014 s-a întâmplat la fel când Rusia a ocupat peninsula Crimea, iar navele de pasageri au ocolit Marea Neagră. Situația actuală este una îngrijorătoare. Turismul în general este afectat întotdeauna de situația politică și la cea mai mică tensiune de altfel care se simte sau se preconizează într-o anumită țară, imediat turiștii sunt reticenți și se retrag. Portul Constanța deține directoratul croazierelor mediterane pentru zona Mării Negre.